Salutare, băi, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Numele meu este Flavius, iar astăzi vom vorbi despre cum să conectăm două monitoare la un PC sau la un laptop, bineînțeles. Doar că la laptop posibilitățile de a conecta sunt puțin mai limitate, deoarece laptopurile vin cu o singură ieșire auxiliară, un HDMI de obicei. Dar și la laptop putem folosi un splitter de cabluri și atunci putem să conectăm mai multe monitoare, dar acolo procedele sunt puțin mai complicate pentru ajustarea splitterului și așa mai departe. Astăzi vom vorbi doar despre cum am conectat aceste două monitoare la unitatea PC, ce software-uri am folosit pentru personalizarea desktop-ului, background-ul interactiv cu anumite mișcări și așa mai departe. Haideți să dăm drumul să vedem cum a decurs tot procedeul. După cum am spus, eu am conectat cele două monitoare pe două DVI-uri care sunt pe placa video. Placa video fiind una puțin mai vechiuță, a venit cu două DVI. În general, cele de generație nouă vin cu două DVI-uri și HDMI, două, trei porturi. Dar acolo vorbim despre alt fel de plăci video, mult mai noi, mai moderne. Pentru acest background interactiv eu folosesc un soft de pe Steam. Se achiziționează de pe Steam, este vorba de Wallpaper Engine. Costul acestuia este undeva de $4, dacă nu mă înșel. După achiziție, sunt nenumărate feluri în care vă puteți personaliza desktop-ul. Eu am ales această culoare purple și albastru, deoarece îmi place foarte, foarte mult cum arată și fiind biroul RGB. Sunt zile și zile în care las pe albastru, lumina ambientală sau pe purple, magenta. Posibilitățile sunt nenumărate de a personaliza un desktop. Așa. Aici avem wallpaper-uri interactive. Puteți căuta alte, nu știu, green. De exemplu, pe culoarea verde să vedeți ce apar. Sunt o felul de wallpaper-uri. Se descarcă. Alegeți care doriți, așteptați să se descarce. Iar după descărcare, wallpaper-ul se ajustează singur. Nu știu de ce merge atât de greu, că de obicei nu merge așa de greu. După descărcare le aveți toate la rubrica instalate. Uitați de exemplu acest wallpaper. Este de la Corsair. Și urmărește cumva mouse-ul pe unde mergem. Haideți să vedem dacă s-a descărcat cel care am 41%. În fine, aici găsiți tot felul de wallpaper-uri interactive. Dacă vă e doar de plajă, uitați, aceasta care am descărcat-o arată cam așa. Acum gusturile sunt diferite.
Eu, după instalarea Windows-ului, în mare parte, pun accent foarte mare pe ordonarea desktop-ului, să nu stea icoane aiurea pe ecran, să nu... Aici am doar o imagine care... Am uitat să o ștergem. Așa. Încerc să fac ecranul cât mai clean. Nu știu dacă ați remarcat sau nu până acum, dar eu sunt obsedat cu cable management, wire management, să minimalizez cablurile, să nu stea la vedere niciun fel de fir, niciun fel de cablu, să fie cât mai ascuns posibile, nu se vadă nici sub birou, nici pe birou, nici după monitoare, cât se poate de ascunse, cât se poate de bine legate unul de celălalt și așa mai departe. Da. Cam atât despre videoul de astăzi. Cam așa arată desktopul nostru cu două monitoare. Astăzi nu am făcut nimic, nicio conectivitate la laptop. Am vrut să vorbim doar despre desktop. Cam așa arată monitoarele noastre. Se pot face tot felul de ajustări pentru ecrane, dar asta ține de gustul fiecăruia, cum dorește să-și personalizeze desktop-ul. Dacă videoul de astăzi a fost de folos și v-a plăcut, nu uitați să dați un subscribe, un like la acest video. Aveți toate videourile mele de pe canal, rubrica videouri. Share ca să vadă și prietenii și ne vedem în videoclipul următor. Pa, pa!